아멘. Deci data trecută, aseară am vorbit despre pietrele din care au fost făcute între 1989 și 11 septembrie. Am văzut că aceste pietre au fost folosite pentru construirea temeliei care a început să fie construită după 11 septembrie. Pietrele. Și să punem miezul nopții. Am vorbit despre Daniel 11, 40-45, ca fiind una dintre pietre. Am vorbit despre purificarea bisericii, după aceea am vorbit despre Gedeon, ca reprezentând întreaga istorie a adventismului. După care am continuat cu judecata celor vii, care aici arăta că judecata este o lucrare progresivă, care începe mai întâi cu casa lui Dumnezeu. Am continuat după aceea cu urgia copleșitoare, ce este papalitatea, și ultimul lucru despre care am vorbit data trecută a fost timpul profetic, și anume faptul că este greșit să aplicăm timpul profetic pentru timpul nostru, dar la fel și despre necurmatul. Fratele Mangit v-a vorbit astăzi, v-a dat anumite detalii gramatice despre necurmata, care sunt foarte utile și esențiale pentru înțelegerea acestui pasaj din Daniel. Următorul lucru despre care o să vorbim, apropo, deci, imediat, să-mi iau notițele. La ce pagină am zis că suntem aseară? Exact. Deci la pagina 6. Și care este următorul lucru despre care trebuie să vorbim? Dacă am urmări... Cum? Dacă am urmărit tabelul, exact. Cine a zis? Apocalipsa 16. Exact. Deci Apocalipsa 16 Și ce se găsește în Apocalipsa 16? Cine poate să-mi spună? Plăgile, dar se mai găsește ceva interesant la fel acolo. Haideți deci să deschidem la Apocalipsa 16.
începând de la versetul 13. Și am văzut trei duhuri necurate, asemănătoare broaștelor, ieșind din gura dragonului și din gura fiarei și din gura profetului fals. Cum numim noi această unitate? Bine, se numește tripla alianță. Dragonul, fiara și profetul fals. Acum, deci asta este următorul lucru care a fost un alt lucru care a fost descoperit în această perioadă și a venit în timpul în care în Statele Unite era bizonul alb făcea multă zarvă. Cine a auzit vreodată de bizonul alb? Să ridice mâna. Bizonul alb? Nu, eu nu vorbesc de film, eu vorbesc despre bizon adevărat. Nu, bizonul adevărat, în Statele Unite, în centrul Statelor Unite, s-a născut un bizon alb. Și asta a fost o mare... a făcut multă zarvă în Statele Unite. Dar de ce a făcut multă zarvă? Din cauza că, dacă ne uităm în mod genetic, un bizon nu poate să se nască alb. Genetic vorbind, un bizon nu poate să se nască alb. Și a mai fost de două ori în istoria Statelor Unite când un bizon s-a născut alb și era de cele două ori bizonul era mort. Dar de data asta bizonul s-a născut, era alb, a făcut televiziunea și multe alte lucruri. Mulți din lumea întreagă au început să se intereseze la fenomenul acesta. De ce? Fiindcă este una din profețiile principale ale indienilor din Statele Unite. Se spune că este o istorie, o să vă zic, bine, e bine să vedeți și dumneavoastră să citiți, sunt mai multe versiuni, nu o să vă zic versiunea completă, o să încerc să zic cum am înțeles eu și o să string la fel. O să vă zic un pic versiunea bizonului alb. Deci, erau doi indieni odată care mergeau și dintr-o dată s-a apărut o femeie. Așa de... a apărut, pur și simplu. Și femeia era foarte frumoasă. Acum, acești doi indieni, unul dintre ei, avea gânduri necurate cu ea. Și acest indian s-a transformat într-o movilă de viermi. Asta fiind o istorie, așa zis, adevărată. Celălalt indian, văzând că este o femeie sfântă, a dus-o la tribul lui. Și acolo ea a început să le povestească mai multe lucruri, printre care le-a dat o profeție. Și le-a zis că la sfârșitul timpurilor, ea o să se întoarcă și în timpul în care ea o să se întoarcă, în Statele Unite, în mijlocul Statelor Unite, o să se nască un bizon alb. După aceea va fi o mare perioadă lungă de pace. Ce vă zice ideea asta de o perioadă lungă de pace? Ce învățătură vă aduce aminte? Cum? Exact. Mileniu, dar mileniu învățat după istoria, după catolici. Adică înainte de venirea lui Isus, o să fie 1000 de ani de pace și liniște. Deci vedem deja de la început că este ceva
spiritiste înăuntru. După aceea, femeia s-a întors, a plecat, dar înainte să plece, le-a dat, știți, indienii, când ei fac pace, ei fumează dintr-o pipă. Pipa păcii. Le-a dat pipa păcii. Și ei, indienii, spun că încă au pipa păcii. Le-a dat și după aia a plecat. Și pe când ea se îndepărta, ea s-a transformat într-un bizon alb. După aceea, din acest bizon alb, s-a transformat într-un bizon roșu. Nu maron. Cafeniu. Într-un bizon cafeniu. După aceea, după bizonul cafeniu, s-a transformat într-un bizon roșu. Și după bizonul roșu, s-a transformat într-un bizon negru. După aceea a dispărut. Ce este interesant, cu acest bizon, care acum în perioada aceasta s-a născut în Statele Unite, cam în centrul Statelor Unite, adică în Wisconsin, este că bizonul ăsta, pe când creștea, de la alb, s-a făcut cafeniu, s-a făcut roșu, după aia s-a făcut negru. Și lucrul ăsta a atras atenția lumii spiritiste, întregii lumi spiritiste. Până când și Dalai Lama s-a dus și a făcut un pelerinaj acolo. Acum, fratele Jeff, când el a avut ocazia să vadă această istorie la o, cum îi zice, la un documentar la televizor care a fost publicat, care a fost difuzat doar o singură dată în toată istoria. Și a avut ocazia să vadă lucrul ăsta. Acum, după aia s-a dus și el și a văzut, bizonul ăsta, dar ceea ce a notat el este faptul că este partea spiritistă al acestei, așa zise, profeții, cu mileniul și cu toate astea. Și pe timpul ăla, mulți, chiar și adventiștii, vorbeau despre lucrul ăsta. Deci, asta a făcut ca fratele Jeff să fie obligat, într-un fel, să facă un studiu și să arate care este adevărul despre dragon, despre fiară și despre profetul fals. Și anume că ies trei broaște care sunt spirite amăgitoare și care fac minuni și tot felul de genul ăsta. Asta este o altă piatră care a fost stabilită. Și anume studiul Apocalipsei, capitolul 16. Așa. O să continuăm mai departe. Următoarea, care a fost descoperită, care este? Despre ce este vorba? Cine poate să mă ajute? În notițe, scrie notițe în tabel. Exact. Lucrarea în cununătoare. Au fost făcute 4 prezentări. Unde putem noi să citim despre lucrarea încununătoare? Despre lucrarea încununătoare putem să citim în Tragedia Veacurilor,
Pagina 624, paragraful 2. Tragedia Veacror, pagina 600... Cât am zis? 24.2. Aici este vorba despre faptul că Satana o să se întrupeze în Hristos și o să încerce să amăgească pe oameni. O să aibă aceeași aparență fizică ca și descrierea lui Ioan făcută în Apocalipsa, capitolul 10. Deci, acesta este un alt lucru care stabilește și care ajută ca să înțelegem mai mult lucrarea inamicului. Așa? Ok. După aceea avem mișcarea națională de reformă sau mișcarea de reformă națională. Cine a auzit despre așa ceva? Sau la ce? Normal avem lucrul ăsta, ideea asta o avem scris în scrierile Sorei White. Mișcarea națională de reformă o avem scris în scrierile Sorei White. Nu știu dacă este tradusă, normal ar trebui. Este faptul că pe timpul Sorei White a fost deja încercarea de a se da legea duminicală. Cu toții cunoaștem de un exemplu precis despre care ne se spune în 1888, când a venit lumina cu neprihănirea prin credință, dar liderii adventismului au refuzat-o. După aceea, dacă era să fie acceptată, normal trebuia să urmeze legea duminicală, care pe atunci era o chestiune agitată în Statele Unite. Dar prin milă Dumnezeu a făcut și a zăbovit un pic pentru ca, spune inspirația, să caute să salveze pe câte mai multe suflete. Nu mai știu exact cum spune. Deci, John Wagoner s-a dus la congres și s-a luptat cu ei ca să nu dea legea duminicală. Deci vedem că pe timpul Sorei White era această mișcare de a da legea duminicală. Și exact în timpul ăsta, la fel, a fost făcută în Statele Unite coaliția creștină. Imediat, așa, în anii 90, care este o mișcare politică conservativă și prin care creștinii se unesc ca să-i pună pe a lor la putere în Statele Unite. Și după care, bineînțeles, să dea legi în favoarea bisericii. Despre lucrul ăsta, Sorrow White vorbește în SCE. Am uitat ce înseamnă SCE. Cred că este în limba engleză. 162.4. Ori în engleză, ori în română, nu mai știu. O să caut, o să mă uit un pic mai încolo. Deci, Sora White vorbește despre mișcarea națională de reformă, care vorbește aici mai mult în detaliu și spune de exemplu despre faptul că noi trebuie să ne uităm la evenimentele care au loc
De exemplu, atunci, pe atunci se era această dorință, această mișcare de a impune legea duminicală, de a o ridica. Și sora White, mulți lideri ziceau că noi nu trebuie să ne uităm la chestia asta și să continuăm să predicăm în trăita solie îngerească. Dar sora White spune că, din contră, asta face parte din întreita solie îngerească. Deci trebuie să ne ținem la curent cu evenimentele care se întâmplă. Fiindcă aduceți-vă aminte, sora Emma a spus ce este profeția. Cine poate să-mi spună ce este profeția? Evanghelia veșnică, ok, dar a dat o definiție. Exact. Evenimentele istorice puse pe o linie până la încheierea acestei lumi. Deci, aceste evenimente istorice sunt evenimente. Deci asta înseamnă că noi asociem, ne uităm în ceea ce se întâmplă în actualitate, ne uităm la evenimente și încercăm să vedem cum pot ele să împlinească profeția sau nu. Înțelegeți, da? Deci pentru asta este important să ne uităm, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Să vedem telejurnalul, un exemplu, da. Bineînțeles, trebuie la fel să ne informăm bine. Adică câteodată se poate spune și neadevărul, dar să ne informăm bine. Și din presă. Deci aici au fost făcute Mișcarea Națională de Reformă 5... Okay. După aceea, avem tiparul profetic. Tiparul profetic, și asta este un lucru care este foarte important. De ce este important? Când vă zic tipar profetic, la ce vă gândiți? Ok, haideți. O întrebare, un răspuns sau niciun? Tipar. Ce este un tipar? Un șablon. Un standard. Ok, mulțumesc. Ce este profeția? Am spus. Cine poate să-mi repete ce am spus mai devreme? Exact, evenimentele istorice puse pe o linie până la sfârșitul timpului. Acum, tiparul profetic înseamnă că avem un tip. În aceste evenimente este un anumit tipar. Întotdeauna se poate găsi un anumit tipar în aceste evenimente. Exact. Fiindcă noi avem citatul care ne spune, pe care nu l-am acum, spune că Dumnezeu lucrează cu fiecare mișcare de reformă sau cu fiecare generație după aceleași reguli. Nu mi-aduc aminte exact cum spune. Ce spuneți? Deci, fratele spune Tragedia Veacurilor, capitolul 19, primul paragraf. Haideți să încercăm să citim aceasta. Nu l-am aici, acum și imediat, dacă să reușesc să mă uit după el. Deci, Tragedia Veacurilor. Cine poate să găsească înaintea mea, nu ezitați să citiți.
Exact, mulțumesc foarte mult. Imediat să mă uit un pic. Tragedia avea acolo 19. Deci ce ne spune paragraful în cauză? Că în fiecare linie, sau orice reformă sau mișcare religioasă, se găsește o asemănare izbitoare. Și la fel, principiile lui Dumnezeu în procedeile cu oamenii sunt întotdeauna aceleași. Deci Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeul din Vechiul Testament este același ca și Dumnezeul din Noul Testament. Mișcările importante ale prezentului își iau paralelele în acele ale trecutului. Deci noi, ca să putem să înțelegem mișcarea noastră, să înțelegem istoria noastră, ce trebuie să facem? Exact, să ne uităm la mișcările din trecut. Fiindcă Dumnezeu lucrează după același tipar. Ok? Iar experiența bisericii din primele veacuri are lecții de mare valoare pentru timpul nostru. De ce are lecții de mare valoare pentru timpul nostru experiența primii biserici? Cum? Mai ziceți încă o dată? Sfârșitul e demonstrat cu începutul. Deci ceea ce a fost o să mai fie. Ok? Deci ceea ce a fost în, cum zice aici, bisericii din primele veacuri, o să se întâmple și pe timpul nostru. Și acum este un lucru care este foarte izbitor, care este, putem să zicem, este baza acestui tipar profetic. Și anume 3 plus 1. Ce este 3 plus 1? Amin, mulțumesc foarte mult. Cele trei solii îngerești plus Apocalipsa 18. Apocalipsa 14 prezintă solia primului înger, al celui de-al doilea înger și celui de-al treilea înger. După aceea avem Apocalipsa 18 care ne spune și un alt înger a venit și avea o mare slavă, glorie. Mulțumesc. Și pământul s-a luminat de slava lui. Deci avem acest tipar de 3 plus 1. Ok? Cine poate să-mi dea, fără să se uite notițe, să-mi dea un alt exemplu de un tipar de 3 plus 1? V-ați uitat în notițe? Nu v-ați uitat? Bravo! Domnul să fie lăudat. Deci avem Noe. Unde să scriu? Ok. Noe și cei trei fii. Cine poate să-mi dea o altă? Terah? Ok, și care erau cei de la 2? Interesantă idee, nu m-am gândit la asta. Ok. Lot? De ce Lot? Ok, ok. Deci Terah, Lot, încă unul. Amin, mulțumesc. Da, și asta este foarte bun. Ceea ce o să încerc acum să fac este că aici în notițe, la pagina 7, aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemple ale paternului 3 plus, ale tiparului 3 plus 1. Da? Deci, după cum s-a mai spus, avem, cine poate să zică? Una din ele. Prima. Care? Ok, așa, după aceea. Noi cu cei trei fii. Continuăm mai departe. Abraham și cei trei vizitori cerești. Ok, o să ne oprim un pic. Deci, care este lecția sau
lecția sau tiparul pentru celelalte istorii. Adică ce putem să învățăm de exemplu de la Noe și cei trei fii al lui? Care era condiția lumii, de exemplu, pe timpul ăla? Care e lecția? Acceptarea soliei, dar la fel, asta este atunci, pe timpul ăla. Ce era? Era o corupție mare. Din cauza asta a fost chemat Noe ca să construiască corabia. Nu? După aceea, pe Avraam și cei trei vizitatori ceresc, ce avem? Tot avem corupție. Dar avem și ziua ispășirii. De ce ziua ispășirii? Cine poate să-mi spună de ce ziua ispășirii? Ce este ziua ispășirii? Exact, este vorba despre judecată. Și Sodoma și Gomora ce au fost? Au fost judecate. După aceea, îl avem pe Iov și pe cei trei prieteni. Care ce ne reprezintă? Exact. Deci vedem că Iov este singur. Toată lumea este împotriva lui. Și la fel, așa o să se întâmple și cu noi, dacă suntem credincioși. Pe unii, Dumnezeu o să permită ca să fie duși la odihnă, dar pe alții pe care Dumnezeu o să cunoască, o să știe el mai bine, o să-i facă să treacă prin marea strâmtorare a lui Iacov. Și atunci, dar chiar și pe timpul nostru, orice ajutor pământesc ne va fi tăiat. O să trebuiască să fim doar noi și Dumnezeu. Toată lumea o să fie împotriva noastră. După aceea, care este următorul? Hristos și cei trei ucenici. Ce ne reprezintă Hristos și cei trei ucenici unde? Ok, ce s-a întâmplat la muntele schimbării la față? Exact. Deci atunci Iisus s-a schimbat la față. Atunci ei au putut să vadă un pic din gloria lui Iisus. Și asta este o reprezentare a a doua venirii a lui Iisus. După aceea, care este următorul? Și ce ne spune asta? Exact, binecuvântările și blestemul. Bine, aici, când au fost date aceste adevăruri, profeția despre care a vorbit fratele Mangit încă nu a fost descoperită de mișcare. Adică încă era ascunsă, cele 2520 de ani încă erau ascunse în istorie, într-un fel, putem să spunem așa. Dar ce putem să vedem aici? Cu ce putem... Bine, am dat răspunsul, dar cu ce putem să asociem lucrul ăsta? Binecuvântările și blestemurile. 2520, de ce? Fiindcă la început, până avem Leviticul 26, este împărțit în trei părți. Binecuvântările, dacă ascultăm de Dumnezeu, 25? Acum și imediat. Să verific. Ok. Ok, da. Deci, nu. Deci, 26. Dacă umblați în statutele mele și țineți poruncile mele și le împliniți, atunci vă voi da ploaia la timpul cuvenit și pământul își va aduce venitul lui și pomii câmpului își vor aduce rodul lui. Deci binecuvântări, da? După aceea începe și avem blestemul care începe: dar dacă nu veți da ascultare și nu veți împlini toate aceste porunci și dacă veți disprețui statutele mele sau dacă sufletul vostru va detesta judecățile mele, astfel încât nu veți împlini toate poruncile mele, ci veți rupe legământul meu, eu de asemenea vă voi face aceasta. Blestem, ok?
După aceea ce avem? Exact, avem restaurare. Și asta începe cu ce verset? Cu versetul 40. Versetul 40, dacă își vor mărturisi nelegiuirea lor și nelegiuirea părinților lor, așa cum a făcut Daniel, așa cum a făcut Neemia, cu fără de legea lor și cu care au încălcat legea împotriva mea și de asemenea au umblat împotriva mea, și continuă, deci avem binecuvântare, blestem și restaurare. Deci Leviticul 26, 2520, poate este asociat cu binecuvântări și blestem. Și deci vedem că prin tiparul profetic, prin istoria lui imediat, prin istoria lui Balaam, cu binecuvântările lui Balaam, avem acest tipar. Deci piatra a fost pregătită. Înțelegeți ideea, da? Și atunci noi trebuie să este ziua de decizie în care noi o să alegem ori binecuvântarea, ori blestemul. După aceea, avem pe Gedeon și pe cei 300, despre care am vorbit mai înainte, dacă vă aduceți un pic aminte. Care este o lecție despre cei 144.000 și cum vor cuceri lumea la legea duminicală. De exemplu, cucerit în mod spiritual, bineînțeles. După aceea avem Șadrac, Meșac și Abednego în foc cu Hristos, cum s-a mai spus mai devreme. Și ce ne învață? O zi de criză severă. Atunci, în momentul ăla, o să fie prea târziu pentru noi să mai construim caracter. Atunci când este criza, în moment de criză, caracterul, ce face caracterul în momentul de criză? Exact, caracterul se demonstrează în moment de criză. Și deci la legea duminicală sau la oare, să zicem pentru noi, în miezul nopții, atunci ne vom demonstra caracterul. De aceea este important pentru noi ca noi să ne facem caracterul înainte de asta. Fiindcă dacă noi așteptăm aceste balize, ca să ne facem caracterul, o să fie prea târziu pentru noi. După aceea avem pe Daniel și pe cei trei vrednici, care este, bineînțeles, reforma sanitară și rugăciunea. Adică reforma sanitară fiind forța fizică, și rugăciunea fiind puterea spirituală. Ok? Și mentală, bineînțeles. Și acum, cu toate astea lucrurile, cu toate lecțiile, cu toate lecțiile pe care le-am văzut aici, putem să construim o frază care spune următorul lucru. Deci, întreita solie îngerească, crește marea strigare al acelui de-al patrulea înger într-un timp de mare corupție, acum astăzi suntem într-un timp de mare corupție, în scenele finale ale zilei de ispășire, judecata celor vii. Asta când a fost spusă nu era partea asta, dar putem să vedem cum este folosită ca să înțelegem mai bine pentru timpul nostru. Adică aici încă judecata celor vii nu începuse. Asta vreau să zic. În acel timp, orice ajutor pământesc este retras, în timp ce cea de-a doua venire se apropie. Aceste solii sunt ori o binecuvântare, ori un blestem. Depinde de modul în care le primim. Primite corect, oamenii o să primească neprihănirea lui Hristos ca să îi îmbrace. Îmbrăcați astfel, ei vor proclama solia finală în timpul unei crize severe. Și aderarea lor la reforma sanitară o să le aducă forță fizică necesară pentru acest timp. La fel, aderarea lor la rugăciune sau rugăciunii o să le aducă putere spirituală pentru acest timp. Deci, care este marea lecție care putem să o învățăm? Este că din toate istoriile Bibliei, din toate aceste tipare unde putem să vedem 3 plus 1, fiecare istorie ne învață câte o lecție pentru istoria noastră. Ok? Și
acum o să încerc și o să fac tiparul cum a fost, descoperit pe atunci. Deci, avem o linie, după aia avem prima, a doua și a treia să o linie îngerească, care este urmată de al patrulea. Înainte de prima solie îngerească, ce este? Întuneric, mulțumesc. După aceea, la a doua solie îngerească, ce este aici? Exact, mulțumesc. Este o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu sau o putem numi ploaia târzie? După aceea, după a treia solie îngerească, după a treia solie îngerească, ce avem? O ușă închisă, ok. Și ce mai avem altceva? Dezamăgire, exact. Și încă? Numărul 7, dar atunci încă nu știu dacă a fost încă descoperit faptul că este numărul 7. Este o lucrare care este dată. O lucrare. De fiecare dată este o lucrare care este dată. Dar, chiar dacă este dată o lucrare, cine poate să mă ajute? Backsliding. Am uitat cum îi zice. O întoarcere înapoi. Adică, da, o întoarcere înapoi în sensul în care te făceai bine, dar te-ai întors înapoi spre rău. Este o regresare, mulțumesc. Regresare. Regresie sau regresare? Regresie, mulțumesc. Regres, ok. Deci avem un regres. După aia avem solia celui de-al patrulea înger. Dar solia celui de-al patrulea înger, ce ne spune solia celui de-al patrulea înger? Ok, le conține, te-ai dus un pic înainte, bravo. Le conține pe toate trei. Dar mai precis, adică în sens, ce spune, despre ce e vorba acolo în Apocalipsa 18, 1 până la 3? A căzut Babilonul. La ce ne ajută? La ce ne îndreaptă lucrul ăsta? Înspre ce ne îndreaptă lucrul ăsta? Înspre solia a doua. Exact. Deci, solia a patra este o repetare a soliei a doua. Și deci, dacă avem solia a doua, asta înseamnă că avem prima solie și avem și a doua solie. Ok? Deci, vedem că în solia a patra este... este o repetare a primei, a celei de-a doua și celei de-a treia solie. Deci, în timpul ăsta, cam asta era, cam la atât se baza o linie profetică. Asta este tiparul pe care putem să-l aplicăm la majoritatea reformelor, mișcărilor de reformă. Fie mișcarea lui Moise la ieșirea din Egipt, pe timpul lui Iisus, fie pe timpul mileriților, chiar și fie și pe timpul nostru. Deci asta este tiparul. Acum, deci putem să vedem cu adevărat că este o piatră care este folosită pentru a construi fundația care o avem după 11 septembrie, fiindcă noi, bazându-ne pe asta, noi am mai adăugat lucruri. Am dezvoltat. De exemplu, avem întuneric, avem timpul sfârșitului,
creșterea cunoștinței, formalizarea soliei, formularea soliei, împuternicirea celui primului înger, o fundație, o temelie, un simbol divin care coboară, un test care începe, ce mai este așa, după aia, lucrarea inamicului care conduce spre a doua solie, a căzut Babilonul, care este urmată de o manifestație puternică a lui Dumnezeu și după care este urmată de o judecată. Această judecată este urmată de ușă închisă, dar la fel este urmată și de o dezamăgire. O lucrare este dată, dar, din păcate, vine un regres. Și ca să se ia rea lucrarea dinapoi, trebuie ca aceste trei solii să repete iarăși sub cel de-al patrulea înger. Deci avem acest tipar care astăzi îl folosim și care este un fundament pentru noi, care este unul foarte important, fiindcă asta ne ajută să studiem, cum spune Isaia 28, da. Cum ne zice? Da, puțin aici, puțin acolo, linie peste linie. Deci asta ne ajută să studiem linie peste linie. Ca noi să putem... Și care este lecția finală? Adică de ce studiem noi linia lui Iisus, linia lui Noe, linia lui Moise? De ce le studiem noi liniile astea? Exact, ca să noi să putem să știm ce se întâmplă în linia noastră, să știm ce se întâmplă pentru noi. Fiindcă Dumnezeu spune că nu face nimic înainte ca să descopere slujitorilor săi profeții. Deci Dumnezeu ne descoperă ce va face în viitor. Dacă noi nu știm, asta nu e vina lui Dumnezeu. E vina noastră că noi nu ne-am pregătit. Ok, mai departe. Avem parabola adventismului, deci tiparul profetic care are 8 prezentări. După aceea avem parabola adventismului. Și când vă zic parabola adventismului, la ce vă gândiți? Bravo! Acum să vedem dacă nu ați spus asta așa la nimereală, de ce ziceți lucrul ăsta? Exact. Deci, ele reprezintă istoria milerită și sora White ne spune... Exact, se repetă la literă în timpul nostru și reprezintă biserica lui Dumnezeu. Așa. Și deci, bineînțeles, aici, dacă nu mă înșel normal, este vorba despre cele 10 fecioare, care este o altă piatră importantă pentru noi. Și asta are 8 prezentări. În total avem 72 de prezentări. Adică, în general, a fost făcut timp de vreo 72 de luni cu câte o prezentare pe lună. Deci, la momentul ăla, se înregistrau casete audio și se trimiteau prin mail. Casete audio la frați care vroiau să asculte. Deci, asta este... parte din pietrele pe care au fost găsite aici între 1989 și 11 septembrie. Acum aduceți-mi aminte de ce e important să știm lucrul ăsta. L-am spus la, ca să vă dau un indiciu, l-am spus la începutul primii mele, celelalte prezentări care am avut-o, la început am spus.
Ok. Ok. Pagina 3, primul paragraf. Ce spune pagina 3, primul paragraf? În negru. Cine vrea să citească în negru? Partea care e scrisă în, nu în negru, în, în, cum îi zice, în, în, în bold. Deci noi, de ce facem asta? Ca nu cumva să ne găsim printre cei care se tem, pentru cei care se tem de viitor. Fiindcă noi dacă ne uităm la istoria noastră, dacă ne uităm la ce Dumnezeu ne-a învățat la început, atunci când o să vină erezii printre noi, noi o să știm și o să stăm tari în Domnul și o să nu, în felul ăsta nu o să ne, nu o să cădem. Deci, vă propun ca fiecare dintre noi să încercăm să studiem aceste, aceste subiecte, să, să studiem ca să putem să fim întemeiați. Deci vreau să știu cât, cât timp mai am. Ok, mulțumesc. Până când? Exact, până când. Acum, deci am văzut lucrul ăsta, o să trecem mai departe. Și mai departe este scris în carte. Și anume, la, tot la pagina 6. Deci o să șterg aici. Ok, nimeni n-a zis nimic, consider asta un da. Deci care este următorul lucru, care este următorul tabel care ar trebui normal, la care ar trebui normal să ne uităm? Exact, mulțumesc, la temelia care a fost pusă. Ok. Deci, la temelia, acum să ne uităm un pic. Deci, o să începem. O să vedem, o să încerc să merg un pic mai rapid. 9:11. Deci, înainte de noiembrie 2004, majoritatea majoritatea întâlnirilor de tabere erau făcute în adică vorbind pentru mișcare, erau făcute în afara Statelor Unite. Erau făcute în, cel mai mult erau făcute în țările Americii de Sud, țările latine. Dar în 2004 s-a decis ca să se facă o tabără în limba engleză, adică fără ca să fie nevoie de traducător. Și, bineînțeles, această tabără a fost înregistrată. Și putem la fel să o găsim și pe internet. Dar este în limba engleză. Deci, primul lucru, prima dată, care o avem aici, este noiembrie 2004. Să pun 2004. Ce s-a întâmplat în 2004? În 2004, lucrurile pe care le-am șters a fost o reformulare sau o formulare ale, am scris aici fundamentul, putem să spunem temelie. Deci, fiți atenți, aici este important, o să e important lucrul ăsta, fiindcă o să vedem că o să se repete. Deci, aici, la început, la prima tabără, avem formularea temeliei. După aceea, a fost în 2005,
s-a descoperit profeție de 2520. Deci un lucru pe care am uitat să vă spun este că aceste două table au fost descoperite atunci când s-a fost descoperit necurmatul. Am mai vorbit asta data trecută. Și asta a fost, da, a fost descoperit atunci când a fost descoperit necurmatul. Fratele Jeff era la un camp, la o tabără, și vine un om mai bărbos, care era un pic mai agresiv, și îl întreabă: tu știi despre necurmat? Și el zice: nu, nu știu. Și, bine, nu știu, nu o să, acum, istoria exactă, dar ideea este că nu se siza ceea ce vroia să spună și, până la urmă, a sesizat importanța necurmatului, și anume faptul că de ce este important să înțelegem adevărata vedere a necurmatului, din cauza că asta face parte din apostazia alfa. Cine a mai auzit vreodată despre apostazia alfa? Exact, și omega, dar apostazia omega este reprezentată din apostazia alfa. Cine a auzit despre apostazia alfa? Nu e alfa, cum? Nu, am uitat cum e. A, da, așa. Ceva de genul. Ai, omule. Ok, alfa. O apostazie alfa. Cine cunoaște despre apostazie alfa? Cine a mai auzit vreodată despre apostazie alfa? Ok. Templul viu, mulțumesc. Kellogg, exact. Și tot prin aceeași istorie a început să intre. Tot ce a început să intre și noua vedere despre necurmata. Deci, noua vedere despre necurmata fiind pentru pionier, pentru adventiștii de timpul ăla, fiind faptul că necurmata înseamnă lucrarea lui Hristos în ceruri. Asta era noua vedere pentru ei. Și de ce este în această istorie a apostaziei alfa? Și din această cauză este important ca să înțelegem adevăratul sens al necurmatei, din cauză că ceva asemănător va fi prezentat în apostazia omega. Și deci aici, cum am spus, hărțile au fost descoperite mult mai înainte de 1911, dar și deci vedem foarte clar că și aici, și aici, și acolo, și aici avem profeție de 2520, dar nu a fost văzută, fiindcă Dumnezeu și-a pus mâna. Și deci doar aici, doar în 2005, profeția de 2500 a fost descoperită. După aceea, avem în 2006, s-a descoperit Palmonai. Cine știe ce este, cine poate să-mi spună despre Palmonai, ce înseamnă? Numărătorul minunat, exact. Asta să putem să găsim acest termen în Daniel, capitolul 8, versetul 13. Ok. Daniel, capitolul 8, versetul 13. Și la fel, de ce a fost găsit numărătorul minunat? Fiindcă unul din lucruri care a fost găsit este numărul 46, care fratele Mangit v-a arătat că este perioada între 1798
și 1844-46 și este asociat cu profeția de 2520. Deci vedem aici, vedem că Dumnezeu este și un matematician. Nu este numai asta, este și matematician. Deci sunt pentru celor care le place matematica, o să poată să găsească lucruri foarte interesante în Biblie. Și cu atât mai mult că aceasta face parte din temelie, fiindcă cu timpul vedem că până și locul unde sunt versetele are un sens. Deci este atât, putem să ne ducem chiar și atât de departe. Așa. Ok. Da, cele două hărți. Despre ce e vorba? Ok, câte minute am depășit? Am depășit sau mai am? Aha. Ok. Haideți să încerc să termin asta și după aia o să... Data viitoare o să continuăm să trecem la subiectul următor. Vă deranjează sau nu? Ok. Deci aici... În 2007 am spus cele două table, dar acum, imediat, nu mi-aduc aminte de ce am zis asta. Trebuie să mă duc înapoi un pic, am scris cele două hărți, dar nu mi-aduc aminte de ce. O să mă scuzați, vă rog. O să mă duc și o să mă interesez un pic mai mult despre lucrul ăsta. După aceea, avem în 2008 un lucru foarte interesant. Este că s-a descoperit judecata celor vii și anume faptul că judecata celor vii a început la 11 septembrie 2001. Deci noi am văzut mai înainte că era vorba despre judecata celor vii, că judecata celor vii a fost descoperită în istoria care este înainte a 11 septembrie. Dar după cum am spus, judecata celor vii aici reprezentată este aspectul progresiv al judecății, care începe cu casa lui Dumnezeu. Dar aici, în 2008, s-a stabilit faptul că judecata celor vii a început pe 11 septembrie. Pun 9-11. Asta este... Când vedeți 9-11 este de fapt versiunea engleză, 11 septembrie. Deci despre lucrul ăsta o să discutăm mai în detaliu mâine, din cauza că este foarte important, fiindcă acum noi am ajuns în istoria noastră, am ajuns în apostazia Omega, unde acest fundament, această piatră din temelie sau această parte din temelie este atacată. Și este o încercare de a schimba judecata celor vii și a pune-o în viitor. Din cauza aceasta, o să încercăm și o să ne uităm un pic mai în detaliu la lucrul ăsta mâine. După aceea, în 2010, s-a descoperit lanțul profetic. Cum? Oklahoma este locul. Locul în Statele Unite unde a fost descoperit, adică unde
Deci toate astea care le spun aici, între 11 septembrie și 2012, sunt tabere care au avut loc în Statele Unite, unde s-a discutat majoritar în aceste tabere despre aceste lucruri care le spun aici. Ok? Atacul terorist la supermagazin? Atacul terorist la supermagazin. Primul atac terorist în Statele Unite a fost în 93. Vorbiți de turnuri sau? 9 septembrie, adică 11 septembrie, dar asta e 1893. Nu știu că Statele Unite au fost atacate, turnurile au fost atacate înainte un pic, dar de 93 nu mi-aduc aminte. 1800 sau 1900? 1993. A fost explodat, da? Sau? A fost pus o mașină capcană, pe urmă, la interior, tot subsolul a fost lipit cu dinamită și tot a fost derulat. Wow! E foarte trist. Da, e foarte trist. Nu știam despre asta, o să încerc să văd. Da, asta mi-aduc un pic, am auzit un pic. Ok. Ce spui? În 95 aveam 4 ani. Deci, ok, haideți să continuăm mai departe. Deci avem lanțul profetic, după aceea în 2011... Despre lanțul profetic și despre 2007 o să revin mâine. În 2011 avem pustirea Ierusalimului. Și ce este pustirea Ierusalimului? O să pun I. Este faptul că între perioada de... ...1844 sau 1798, cum vrem, putem și timpul nostru câte generații sunt? Sunt 4 generații, exact. Sunt 4 generații. Și asta putem să găsim în Ioel, capitolul 1, despre cum se zice, lăcustele, mulțumesc, cu lăcustele. Și bineînțeles, sunt mai multe dovezi. O altă dovadă este ieșirea din Egipt. Vă aduceți aminte promisiunea care a fost făcută lui Avram. Și dar spune că la a patra generație vor ieși. Îi spune că ei vor fi robi, dar după a patra generație vor ieși. Deci vedem că în istoria adventismului, în poporul lui Dumnezeu, putem să vedem 4 generații diferite. Și ce putem să vedem prin aceste generații este, din păcate, că este o decădere din ce în ce mai mare. Dar este la fel o restaurare la a patra generație. Între 1844 și 1888, când a ajuns Olia de neprihănirea prin credință, spunem că este prima generație. Prima. Deci, atenție, eu aici nu dau un anumit timp pentru fiecare generație. Fiecare generație o tai prin marile evenimente care au avut loc. Ok? Și deci, între aceste două perioade, putem să spunem că
sunt, aici sunt pionieri, aici sunt cei care au văzut slava lui Dumnezeu între 1840 și 1844. Dar, din păcate, chiar și aici a început o decădere în sensul în care s-a pus mai întâi la nivel de, cred că era președintele Conferinței Generale, care un pic mai înainte a scris vreo câteva articole, o serie de articole în care zicea că Biblia are mai multe etape de inspirație. După aceea, chiar și Uriah Smith, pe care Sora White, căruia Sora White îi recomandă cartea Daniel și Apocalipsa, pe care ar trebui să o citim, însuși el la fel a spus că nu toate scrierile Sorei White sunt importante, că doar mărturiile sunt importante și ceva de genul. El zicea, dacă nu mă înșel lucrul ăsta, din cauza că Sora White l-a mustrat pentru o anumită chestie și lui nu prea i-a plăcut lucrul ăsta. Și deci dar trebuie de verificat. Deci vedem că aici, în istoria asta, este o decădere, o dare la o parte a Bibliei și a spiritului profetic. Dar Dumnezeu, El ce pregătise pentru poporul său la 1888? Solia. Și solia ce aduce cu ea? Mesaj care este ce? Ok. Ceva ce picură. Exact, ploaia târzie. Dumnezeu, El dorise ploaia târzie pentru poporul său însă de aici. Dar din cauza că s-a început o decădere, noi nu am acceptat solia care ne-a venit. Și deci decăderea a continuat și mai departe prin apostazia Omega, nu, apostazia Alpha, prin anii 1900 și până în 1919, unde, cum îl cheamă deja? Prescott, mulțumesc. W.W. Prescott scrie o carte care se numește, cine poate să-mi zică titlul cărții? Doctrina lui Hristos. Așa, doctrina. Și aici, ce face el bazic este că el scoate profețiile și arată scoate profețiile din mesajul adventist într-un fel. Deci asta este un lucru foarte grav, fiindcă dacă noi scoatem profețiile din mesajul adventist, noi nu mai avem nicio bază. După aceea, următorul lucru care îl avem este 1957. Și aici s-a mai spus de mai multe ori, este întrebări despre doctrină. Întrebări despre doctrină. Care? Nu. Întrebări despre doctrină este în 1957. Deci, ideea cu doctrina lui Hristos, cu William Prescott, și întrebări despre doctrine sunt legate în sensul în care Sora White spune că cărți de un nou ordin o să fie scrise. Deci asta este lucru. Deci aici este la fel un lucru foarte rău pentru biserică care s-a întâmplat. Deci asta fiind a treia generație. Asta a doua. Și începând în 1957-1989,
intrăm în a patra generație. În a patra generație, care, bineînțeles, este generația cea mai rea dintre toate, din cauza, prin unul lucru care, prin simplu fapt că noi trebuia să recunoaștem 1989, ca popor adventist, noi trebuia să recunoaștem, să recunoaștem această piatră de hotar, trebuia să recunoaștem 11 septembrie, dar nu le-am recunoscut din cauză, fiindcă părinții noștri, din cauza păcatelor părinților noștri. De ce zic asta? Din cauza că am moștenit păcatele părinților noștri. Și deci, cum spune aici, dacă vă aduceți aminte, în Leviticul, capitolul 26, trebuie să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, dar la fel și pentru păcatele părinților noștri. În sensul că, bineînțeles, noi nu suntem responsabili de păcatele părinților noștri, dar vrând nevrând, noi am moștenit aceste păcate și prin faptul că ne cerem iertare de aceste păcate, recunoaștem care sunt aceste păcate și ne lepădăm de ele. Anume faptul că nu toate scrierile sorele sunt inspirate sau că sunt mai diferite graduri de inspirație în Biblie sau cărți de un nou ordin și multe alte lucruri. Deci, și asta este lucrarea care trebuie să aibă loc în a patra generație, adică în timpul nostru. Și Iisus spune că această generație nu va trece până ce toate lucrurile se vor împlini. Deci asta face că generația noastră este cu atât mai importantă. Fiindcă în generația noastră, mai ales cu Trump, care a fost ales la președinție, putem să spunem că venirea lui Hristos este foarte aproape. Din cauza că Trump o să aducă legea duminicală. Ok, imediat, așa, 2011, după aia avem liniile legământului. După aceea avem, în 2012, avem tablele lui Habacuc. Sunt 95 de prezentări. În care este o formulare a temeliei. Adică este o formulare a toate, într-un fel, a toate crezurilor noastre, majorității crezurilor noastre până în punctul de 2012. Deci vedem că temelia începe cu formularea temeliei și se termină la fel cu o formulare a temeliei. După aceea, în 2014, a venit altă lumină despre fractal. Nu știu dacă ați mai auzit despre termenul ăsta, despre fractal. Nu acum, chiar că sunt în întârziere și nu o să vorbesc despre lucrul ăsta. A venit lumina despre fractal. A venit lumina despre strigături de la miezul nopții cu prima zi și prima lună. Strigături de la miezul nopții cu prima zi și prima lună. Și deci, dar în același timp, când a sosit această lumină, a venit la fel și o separare. A avut loc o mare separare în mișcare. Foarte mulți n-au fost de acord cu lumina care a venit și s-au separat. Deci vedem aici că deja începând în 2014 a început o separare. După aceea, un alt lucru, bineînțeles, care a venit este evangelizarea exclusivă internă. În sensul în care, dacă vrei, sora White spune clar, dacă vrei să te duci să faci evangelizare, cei care vor să se ducă să facă evangelizare, trebuie să înceapă cu propria lor casă. Și deci dacă trebuie să înceapă cu propria lor casă, deci, bineînțeles, în mod literal, casa noastră, familia noastră, trebuie să fie în ordine înainte ca să ne ducem să facem evangelizare, dar la fel și în mod spiritual,
Înainte ca să ne ducem să facem evangelizare, casa noastră adventistă trebuie să fie în ordine ca să putem să ne ducem. Fiindcă dacă nu se întâmplă ceea ce spune Iisus, faceți ucenici din toate neamurile și îi faceți de două ori mai răi decât voi. Un alt lucru care este faptul că Iisus, când a venit, El a confirmat legământul cu poporul Lui timp de 7 ani, timp de 1 săptămână. Și de ce a făcut lucrul ăsta? De ce nu s-a dus El direct la neamuri? Fiindcă era să-L accepte neamurile. Dacă putem să vedem femeia samariteancă, L-a acceptat, erau și, cum îi zice, ostașul. Și erau mulți alții care era să accepte solia. Dar El a început mai întâi cu casa Lui. El a început cu cu poporul Israel. Din cauza că El vrea să prepare poporul Israel pentru a face marea strigare în lume. Pentru a duce solia mai departe în lume. Și încă un alt exemplu este Ezechiel în capitolul 3, unde îi se spune să se ducă unde? Exact, trebuie să se ducă la casa lui Israel. Fiindcă el și zice clar, nu te duce înspre nu te duce spre neamul, fiindcă dacă te duci, ei te vor asculta, dar casa lui Israel nu te va asculta. Deci Ezechiel se spune că el are o solie de dus pentru casa lui Israel și la fel și pentru timpul nostru noi avem o solie de dus pentru Biserica Adventistă. De ce? Fiindcă pentru Biserica Adventistă harul se închide mai devreme, timpul de probă se închide mai devreme decât pentru neamuri. Deci asta este unul din motive. Un al doilea motiv este faptul că Dumnezeu prin această solie vrea ca să prepare poporul adventist ca să facă marea strigare în lumea întreagă. Ok? Deci asta este ideea. Dacă ne-am duce acum la neamuri, ne-ar accepta, fiindcă așa zice inspirația, că ar accepta. Dar, ea spune clar, nu trebuie să duceți la mea, trebuie să vă duceți la casa lui Israel. Despre asta, nu știu, trebuie să existe mai multe materiale în limba română. O să vedem o să întrebăm pe fratele Fili. Ok, după aceea avem 2015, unde a fost un Alcam meeting cu liniile alianței. Dar ceea ce acum ne interesează pe noi, adică ultimul lucru care este pentru acum foarte recent, este în 2016 și mai precis în decembrie 2016, a fost descoperit cel de-al 7-lea sigiliu. Și cel de-al 7-lea sigiliu are de-a face cu Daniel, adică a început să fie descoperit al 7-lea sigiliu, care are de-a face cu Daniel, capitolul 11, versetul 1 până la 39. Deci noi avem aplicația care o avem, care putem să o citim majoritatea în cartea lui Uriah Smith, în Daniel și Apocalipsa, despre Daniel capitolul 11. Începând de la versetul 36, Uriah Smith se duce pe o altă linie, deci începe cu alte lucruri. Deci pentru ca să putem să continuăm, trebuie să ne uităm, de exemplu, în scrierile lui Julia Miller, că și el a vorbit despre Daniel 11 și acolo continuă de partea corectă. Dar între 1 și 39 avem aplicația care s-a întâmplat deja, dar mai este și aplicație pentru timpul nostru, din cauza că toate lucrurile sunt scrise pentru cine? Pentru noi care trăim la sfârșitul veacurilor. Și deci înseamnă că Daniel 1 până la 39, fiindcă avem Daniel 11 până, de la 1 până la 39, trebuie să aibă o explicație pentru timpul nostru. Trebuie să aibă o semnificare pentru timpul nostru. Noi deja știm că 40 la 45 are deja o semnificare pentru timpul nostru. Dar ceea ce s-a întâmplat aici, în timp ce s-a descoperit lumina despre Daniel 11, 40 la 45, la fel a venit în solie
apostazia a început în solia apostazia Omega, adică, după cum am spus mai devreme, anumite lucrurile care au fost este că anumite caracteristici care aparțin în mod evident și în mod legal sau aș spune în mod aparțin aici au fost mutate în viitor. Și asta este un lucru foarte grav din cauza că mi se spune că noi trebuie să ținem balizele, trebuie să ținem pietrele de hotar, să nu dăm voie ca ele să se miște. Ok? Și dar aici a fost o mișcare și una dintre ele, cum am spus, era judecata celor vii. Judecata celor vii era una dintre ele. Deci temelia și după cum am văzut mai devreme, pietrele care au fost puse. Bineînțeles, sunt mult mai multe detalii pe care nu le-am spus, dar cu timpul, cu ajutorul Domnului, o să le aflăm. Deci pentru cei care vor ca să afle, dacă nu știu de unde să înceapă, acum au un început, adică au material de studiu, într-un fel putem să spunem. Fiindcă temelie este foarte importantă ca să o cunoaștem, nu poți să construiești o casă fără să ai temelie și nu poți să construiești o temelie fără să ai pietre. Deci, în mod spiritual, fiecare trebuie să ne pregătim și trebuie să retrecem prin aceste lucruri pentru ca să ne putem să fim stabiliți pentru ca să facem parte din templu care o să fie construit. Templu spiritual, bineînțeles. Deci cam asta este tot. Linia alianței. Nu mi-aduc aminte. Asta trebuie să mi-aduc aminte. Este și un alt lucru despre care o să încerc să răspund data viitoare. Ok, întrebări, știu că e cam târziu, întrebări ceva? Nu cred. Ok, păi atunci haideți să ne rugăm. Tată nostru care ești în cer, Doamne, îți mulțumim pentru aceste momente pe care am putut să le petrecem împreună. Îți mulțumim, Tată, pentru acest sabat binecuvântat pe care Tu ne l-ai dat și aceste adevăruri pe care le-am văzut. Tată din ceruri, ajută-ne, te rog frumos, ca să studiem pentru fiecare, să studiem pentru noi înșine și să fim convinși în propria noastră inimă, să fim ca bereenii. Și te rugăm, Tată, să ne ajuți ca să fim întemeiați în temelia pe care Tu ne-ai dat-o. Tată din ceruri, te rugăm frumos să ne ierți dacă am păcătuit în fața Ta cu gândul sau cu fapta și să ne ajuți, Tată, ca să avem caracterul lui Iisus. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce vei face. În numele lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.